ați înțeles voi din ce v-am arătat până acum, ideea este că am plecat 3 zile în Barcelona și m-am gândit să fac un vlog. Este primul meu vlog, nu știu cât de bine o să iasă, sper să iasă cum îmi doresc eu. Nu am dormit de 30 de ore. Dau cu aspiratorul toamnele. Nu am dormit de 30 de ore, este ora 5 după amiaza. Din păcate nu mai rezist și cred că o să mă pun să dorm. Încerc să dorm 2-3 ore, apoi să mă trezesc. Sper din suflet să reușesc. O să vă arăt imediat și camera, să vedeți cum arată. Iar apoi mă voi pune să dorm și ne auzim când mă trezesc. Ok, și așa se vede când intri în cameră. Pe partea dreaptă avem un dulap. Avem și un safe să-mi pun eu machiajele. Iar pe partea stângă avem baia. Și arată cam așa. Avem aici o oglindă. Avem o oglindă și mai mică, unde mă pot machia. Aici este dușul. Prosoape. Un halat de baie. Iar mai departe, aici este patul. De fapt, sunt două. Aici avem o noptieră, la fel și acolo. Iar aici avem încă o oglindă. Iar aici sunt tot eu. Aici este minibarul. Un televizor. O măsuță, deja am pus niște prostioare pe acolo și pe aici. Bagajele, niște muzică dacă vrem să ascultăm. De fapt, niște boxe dacă vrem să ascultăm muzică. O măsuță. Un scaun. Telefoanele. Iar aici avem balconul. Îmi dau seama că eu nu prea v-am spus nimic din ceea ce s-a întâmplat astăzi. Chiar dacă am avut de gând să vă spun înainte să adorm, m-am spus 2-3 cuvinte și nu mai puteam. Eram super obosită, nu dormisem de foarte multe ore. Astăzi a fost un pic cam haos pentru că trebuia să ne cazăm la un hotel, nu ne-a plăcut, apoi a trebuit să căutăm altul și tot așa. Deci am plecat ieri, de fapt azi de dimineață din București, la 4 am avut avionul, pe la 7 am ajuns în Barcelona, de la aeroport am mai mers cam 25 de minute până la hotel cu un taxi și acolo ni s-a spus că check-in-ul se face abia la ora 3. Am lăsat acolo bagajele, am plecat să ne plimbăm, am mâncat. Iar când am ajuns la hotel, nu era camera pe care noi o plătisem, nu se fuma înăuntru și nici nu aveam vreun balcon, ceva să ieșim. Trebuia să coborâm tocmai la parter și nu aveam cum să facem asta.
coborâm, hai să ne îmbrăcăm, mai plecăm, tra-la-la. Erau, nu era prea distractiv. Și ne-am decis să mergem la alt hotel. Am găsit un hotel cam la 300 de metri de acela. Am ajuns aici pe la ora 4. Ne-am cazat, în fine, am despachetat. La ora 5, cred, m-am pus să dorm puțin. M-am trezit la 9:30. Mi-am făcut repede un duș și am plecat să mâncăm. Iar acum este 12 și un sfert. Și nu o să mai stau foarte mult, o să ne punem să dormim. Mâine dimineață vrem să ne trezim de vreme, pe la 8:30, să avem timp să vizităm ce ne-am propus. Deci, în mare, astăzi a fost un pic cam haos, din păcate, nu v-am arătat prea multe lucruri, însă sper să iasă mult mai bine mâine. Acestea fiind spuse, am mâncat o mâncare super, super bună, mi-a plăcut absolut tot, în rest nu prea am cumpărat mare lucru, mâine vom merge și la cumpărături. Cam asta s-a întâmplat astăzi, eu mai stau maxim 30 de minute, mă voi pune să dorm și noi ne auzim mâine dimineață când vom testa și paleta de la Huda. De la Fenty Beauty și iluminatorul și glossul pe care le-am cumpărat ieri. Ce să vă mai spun? Nu vă mai spun nimic, vă las. Pentru voi vor fi câteva secunde, pentru mine vor fi câteva ore de somn și ne auzim mâine dimineață. Neața, bine, nu mai este chiar neața, este 10:30. Am încercat să mă trezesc pe la 8:30, însă nu am reușit. M-am trezit, cred, acum o oră. M-am machiat puțin, v-am arătat. Iar acum o să trec la partea cea mai importantă, anume această palețică de la Fenty Beauty. Arată cam așa. Deci vreau să zic că nu am testat-o absolut deloc. În nici o culoare nu mi-am băgat degetelele să le încerc. Am făcut doar două poze. În rest, abia aștept să văd dacă sunt pigmentate. Și o să încep cu această nuanță deschisă. Nu are nicio denumire. Habar n-am. Și o voi aplica cu această pensulă destul de stufoasă în pliul proape. Această nuanță, chiar dacă o aplic cu degetul, tot îmi cade pe aici. Asta nu prea e bine. Înseamnă că dacă o aplic cu pensula... Am folosit prima dată această nuanță. Ce pot să vă spun despre ea este că are foarte mult fallout. Apoi am folosit-o și pe aceasta, care la prima vedere sunt ușor asemănătoare,
Însă aceasta este mult mai pigmentată ca prima. Cam așa o să rămână machiajul ochilor. Voi aplica tuș și mascara. Dacă vreți să-mi spuneți că asta nu este un machiaj chiar de zi, știu asta, însă nu mai întoarcem acasă să-mi refac machiajul și bla bla bla. Așa că am ales să mă machiez de acum, plus că ziua oricum port ochelari de soare, deci plus că fac multe poze. Și o să aplic acest tuș de la Guerlain, nuanța 01 și mascara de la Maybelline, The Colossal Big Shot. Iar acum voi trece la cel mai așteptat. Nu mai focalizez. La cel mai așteptat produs, Fenty Beauty, iluminatorul de la Fenty Beauty, care arată, vai de capul meu, m-am obținut cu greu să nu-mi bag degetele în el, arată atât de frumos. Ok, și haide să-l aplicăm. Sper că se vede cât de frumos arată. Mi-am șters fondul de ten de pe buze și voi aplica acest gloss tot de la Fenty Beauty. Nuanța Diamond Milk. Și cam acesta este machiajul meu de astăzi. Mă îmbrac repede, fac părul și revin. Acum îmi voi îndrepta foarte puțin părul și folosesc această placă de roz de la Remington. Și cam așa arată după ce l-am îndreptat. O să vă arăt imediat la oglindă și cu ce m-am îmbrăcat. Și cam așa m-am îmbrăcat, am un maieu simplu, roșu, o pereche de pantaloni scurt și o pereche de Adidas. Ultimul lucru pe care trebuie să-l mai fac este să mă dau cu parfum. Și îl folosesc pe acesta de la Nina Ricci, nu știu ce denumire are. Și sunt gata! We'll be right back.
că ultima oară când am vorbit cu voi eram la restaurant pe la 4. De acolo am fost la grădina zoologică. Ne-am hotărât să mergem acolo până la urmă. La final am rămas și fără baterie la cameră și nu am mai putut filma. Nu știu, de la grădina zoologică ne-am mai plimbat puțin prin oraș. Ne-am mai oprit la un suc. Apoi am venit la hotel pe la 9. Am stat, nu știu, în jur de o oră, mi-am refăcut puțin machiajul și am ieșit din nou în oraș, am mâncat din nou ceva super, super bun. Am venit în casă, nu știu, cred acum 30-40 de minute. Nu o să mai stau foarte mult nici eu, o să intru să fac repede, repede un duș, mă demachiez și o să mă pun să dorm, pentru că mâine este ultima zi și la 12 trebuie să plecăm din hotel și cam atât. După cum ați văzut, mi-a plăcut super, super mult la grădina zoologică, chiar îmi doream super mult să merg. Spun în continuu super, super, dar sunt foarte încântată. Da, a fost foarte frumos la grădina zoologică. Am fost și la noi în București, însă nu se compară absolut deloc. Este super frumos și dacă ajungeți în Barcelona, trebuie să vizitați. Grădina zoologică și acvariul sunt super, super frumoase și chiar merită. Și cam asta am făcut astăzi. Acum o să vă las, vă spun noapte bună, somn ușor și ne auzim mâine dimineață. Când mă trezesc, vă pupă! Să vă povestesc mai exact ce s-a întâmplat după 2 zile de când am ajuns. Am hotărât în super puțin timp, hai să fac un vlog totuși. Sper că a ieșit cât de cât ok și sper că v-a plăcut. Nu am mai făcut niciun vlog până acum și nu știu exact dacă o să vă placă, este și un video destul de lung. În prima zi am ajuns, v-am spus, pe la 10, nu o să reiau. N-am făcut mare lucru, am mâncat, ne-am plimbat și cam atât. În a doua zi a fost chiar ziua mea, am împlinit 20 de ani și mi-am făcut ziua acolo. Și am vizitat grădina zoologică și acvariu. Asta am făcut în a doua zi. În rest ne-am plimbat tralala și ce am mai făcut. Am mâncat, deci repet, revin. V-am zăpăcit cu asta, cred. Am mâncat doar mâncare super, super bună. Iar în a treia zi, din păcate, m-am trezit super, super târziu. Noi trebuia să eliberăm camera la ora 12 și m-am trezit la 11.
Mama chiar repede în 10 minute, nu știu, un sfert de oră, cam așa. Mama chiar mi-a făcut repede de tot un duș și am plecat, am lăsat bagajele la hotel, acolo la recepție. Am mâncat și ne-am gândit, nu vă spuse mare lucru din Barcelona, și ne-am gândit să luăm autocarele acelea care îți fac turul Barcelonei. Și am luat 2, așa că ne-am plimbat 6 ore, 5 sau 6 ore ne-am plimbat cu autobuzul. Aveam posibilitatea să ne oprim unde voiam noi. Ne-am oprit la Sagrada Familia, sper că am pronunțat corect. Am vizitat, nu am găsit bilete, am ajuns foarte târziu și nu mai erau bilete sau închideau și nu au vrut să ne mai primească, nu am înțeles exact. Am vizitat, cum se numește, stadionul, a fost super frumos acolo, chiar super, super mare. V-am filmat și de acolo puțin. Și ce am mai vizitat? Am mai vizitat un parc, nu mai știu cum se numea exact. În fine, mi-a plăcut super, super mult. Din păcate, am stat doar 3 zile. Eu am filmat și afară destul de mult, însă camera este destul de mare și efectiv mi se vedea doar fața. Arăta puțin ciudat și părțile acelea nu le-am pus. Și am mai filmat de la restaurant când vă povesteam ce am făcut. La un moment dat chiar v-am spus, ultima oară ne-am auzit la restaurant, dar nu se auzea deloc bine pentru că nu am avut microfonul cu mine și se auzeau mașini, nu se înțelegea și am zis decât să pun ceva să nu-mi placă, mai bine nu pun deloc. Și cam așa am sărbătorit eu ziua de naștere. Din nou, sper că v-a plăcut. Dacă aveți sugestii de cum îl pot îmbunătăți, de fapt, cum pot îmbunătăți următorul vlog sau alte sugestii de videoclipuri, vă rog să mi le lăsați în comentarii. Pe mine nu uitați că mă găsiți și pe Facebook și pe Instagram, mai mult pe Instagram, că acum nu prea e la modă Facebook-ul, nu știu ce se întâmplă. O să vă las link-urile în descriere. Nu uitați să-i dați și un like sau să vă abonați dacă v-a plăcut. Și apăsați și pe clopoțel pentru a primi notificări de fiecare dată când postez. Ne vedem săptămâna viitoare la un nou videoclip. Vă pup!